Dacă ești junior, e posibil să ai ceva rețineri în ceea ce privește codul tău. Nu știi ce este bine și ce este rău atunci când ai de ales între două approach-uri diferite, două practici diferite, două design pattern-uri diferite, două soluții diferite. Nu știi să faci diferența între care este o soluție mai bună decât cealaltă, care dintre soluții ar fi mai bună în cazul de față și care sunt avantajele sau dezavantajele fiecărei variante pe care o ai. Nu știi cum poate fi optimizat codul, da? Dacă te uiți la o bucățică de cod mai lungă, probabil ți se pare că bucata aia de cod este suficient de bine optimizată sau chiar nu înțelegi ce anume e optimizarea. Nu înțelegi nici pe departe ce ai putea să faci mai bine acolo și mai degrabă o să complici nejustificat codul în loc să-l simplifici. Pentru că de cele mai multe ori, soluțiile elegante și experiența se vede prin simplitatea codului scris. Deși o să crezi, probabil o să crezi chestia asta la început, că pe măsură ce o să înaintezi în experiență și pe măsură ce o să capezi mai multă senioritate, o să înveți să scrii cod mai complex. Dar dimpotrivă, pe măsură ce o să înaintezi în experiență și în senioritate și în expertiză, codul tău va deveni din ce în ce mai simplu, pentru că tot timpul soluțiile simple sunt cele mai elegante și conțin cele mai bune practici. De asta atunci când citești o bucățică de cod care este scrisă de cineva care e mai senior, o să înțelegi mult mai bine despre ce e vorba acolo decât atunci când scrii tu cod ca junior și ai tendința să complici lucrurile și să scrii practic de cel mai multe ori mai mult cod decât trebuie. Deși evoluția și parcursul tău profesional depinde și de firmele la care alegi să lucrezi, proiectele pe care alegi să lucrezi, echipa pe care o să o ai pe proiectele sau în companiile respective, depinde în egală măsură, dacă nu în mai mare măsură, de tine. Sigur că practicile și obiceiurile și modul în care lucrează echipa te vor defini și pe tine la un anumit nivel. Dar tot schimbând echipe de-a lungul carierei tale și proiecte și așa mai departe, la momentul la care vei deveni mai senior, vei învăța să triezi prin toate lucrurile astea. Nu este cazul atunci când ești junior. Dacă ești junior, nu prea știi să faci diferența dintre o practică pe care o are echipa și nu este chiar așa benefică și îți va fi foarte, foarte greu să schimbi ceva la nivelul echipei. Îți va fi foarte, foarte greu să înțelegi tu cum ai putea să ajustezi, cum ai putea să îmbunătățești procesele unei echipe și așa mai departe. Și atunci te lași influențat de ceea ce se întâmplă deja în echipă și te iei după alții. În general, o să-ți dai seama la nivelurile mai ridicate de senioritate că multe dintre practicile pe care le-ai adoptat ca junior au fost greșite. De asta astăzi o să vorbim despre code review. Poate că ai auzit de termenul ăsta de-a lungul carierei tale, code review, poate ți s-a întâmplat să și primești code review, poate chiar ai făcut code review pentru alți oameni. O să discutăm despre code review și cum te poate ajuta pe tine ca și programator să te dezvolți și să devii un programator mai bun și care să scrie cod mai simplu. Acum, dacă nu ai auzit de conceptul ăsta denumit code review, ce este el de fapt? Code review este o practică pe care o folosesc echipele de software development sau engineering pentru a curăța codul înainte de a ajunge în producție. Sau dacă vrei un mod de a face knowledge sharing între developer, da? Pentru că în procesul de code review tot timpul cineva cu un nivel mai mare de senioritate îți va da sfaturi despre ce ai făcut sau n-ai făcut bine în bucățica aia de cod pe care ai scris-o și pe care vrei să o faci și tu, să-i faci și tu merge în master sau în dev sau în fine depinde care este practica la nivel de echipă. Așa cum vorbeam și mai devreme despre practici. Cum se face code review? Cum se face în general? Cum o fac majoritatea echipelor? Pentru că pot exista diferențe aici și toate lucrurile astea sunt din experiența mea și cum văd eu lucrurile până la momentul ăsta. În general, trebuie evident să folosești o tehnologie de versionare. În 99% din cazuri, tehnologia aia va fi Git și dacă ești familiar cu Git, îți va fi destul de ușor să jonglezi în tot modul ăsta de lucru cu code review-uri și pull request-uri și așa mai departe. Dacă nu ești încă familiar cu Git, o să-ți las mai jos un link către un tutorial pe care l-am făcut acum ceva timp și care te va ajuta să te pui pe picioare de la zero cunoștințe despre Git până la nivelul intermediar cel puțin. Cursul ăla îți va oferi marea majoritate informațiilor necesare pentru a putea începe să folosești Git chiar de mâine sau din momentul în care termin cursul, pentru că explic acolo cele mai familiare și cele mai folosite concepte. Mai sunt chestii pe care le-am omis, dar consider că nu sunt atât de utilizate, cel puțin, din nou, din experiența mea, nu sunt atât de utilizate și nu ai avea nevoie de ele imediat. 90% din lucrurile pe care le vei folosi
cu ghid sau în ghid sunt în cursul ăla, așa că te invit să mergi să-l vezi dacă ești curios și dacă nu ești încă familiarizat cu tehnologia de versionare Git. By the way, cursul este absolut gratuit și este chiar aici pe YouTube, cum am zis, o să-ți las un link mai jos în descriere pentru a merge să arunci un ochi acolo. Bun, spuneam că se folosește tehnologia asta de versionare denumită Git, da? O să faci acolo un pull request. Pull request care este o cerere prin care codul tău să fie alipit cu codul principal, cel care, să zicem, va ajunge în producție. De obicei, codul ăsta se află pe branch-ul, fie dev, master, depinde, în 99% din cazuri, depinde de practica pe care o are echipa și tipul de flow folosit în aranjamentele astea. Pentru că echipele vor avea tendința să folosească practici destul de diferite de la una la cealaltă și atunci depinde foarte mult de cum se lucrează în echipa ta. Mai departe, pull request-ul respectiv, request-ul pe care tu l-ai făcut ca codul tău să fie alipit la branch-ul principal sau la branch-ul de producție, spune cum vrei, este comentat, este revizuit și este discutat de către alți developeri, bineînțeles împreună cu tine. Și vezi că dea împreună de comun acord pentru soluțiile care să meargă mai departe în branch-ul de producție. Da? Vei avea și tu, bineînțeles, un cuvânt de spus, vei putea să explici acolo de ce ai ales un approach sau de ce ai ales un alt approach în funcție de ceea ce se comentează. Va trebui să explici totuși unele chestii pe care oamenii ceilalți nu le vor înțelege, pentru că există situații în care oamenii ar putea avea o totală abordare față de cea la care te-ai gândit tu, vor avea întrebări în legătură cu ce ai făcut acolo, de ce ai procedat așa, de ce ai luat decizia aia și așa mai departe, iar tu, la rândul tău, va trebui să explici, da? Să răspunzi comentariilor, să discuți cu ceilalți developeri sau cu team lead-ul sau cu arhitecții sau, mă rog, cine face code review la voi în echipă, pentru că cazurile astea sunt foarte, foarte dependente, așa cum am spus, de practica în echipă. Când totul este ok, branch-ul tău sau codul de pe branch-ul tău, mai bine zis, va fi alipit la branch-ul principal și code review-ul și pull request-ul se vor fi terminat, da? Cam așa se desfășoară un pull request și un proces de code review, pentru că pull request-ul este procesul prin care ceri ca codul tău să fie revizuit, iar revizuirea codului efectiv se numește code review. De obicei o să vezi statusul de code review prin tool-urile de project management. Deci dacă folosești Jira sau Azure DevOps sau ce tool de project management folosiți voi acolo, o să vezi că în momentul în care ajungi să faci un pull request, task-ul sau story-ul sau bug-ul tău va ajunge în statusul code review. Da? Deci procesul de code review este procesul prin care developerii ceilalți îți citesc și revizuiesc și comentează codul, iar pull request-ul este modalitatea tehnică prin care faci chestia asta, să zicem. Cum te ajută pe tine code review-urile astea? Pentru că spuneam mai devreme că sunt o modalitate de a-ți evolua skill-ul tehnic. În primul rând, te-ar scăpa de potențiale bug-uri care, bineînțeles, ție ți-ar putea scăpa. Pentru că în momentul în care scrii codul, ești foarte, foarte focusat pe un flow anume și e posibil ca unele lucruri să scape, da? Și o altă pereche de ochi pe codul tău sau alte perechi, mai multe perechi de ochi pe codul tău, te vor ajuta să eviți anumite bug-uri care pentru alții sunt evidente, dar pentru tine nu sunt atât de evidente pentru că ai fost foarte focusat într-o direcție anume în momentul în care ai scris codul și cu un mindset anume despre task-ul sau story-ul pe care îl aveai. Vei învăța să înțelegi mai bine codul altora, da? Sau abordările pe care alții le au, pentru că te vei uita și tu la rândul tău prin ce au scris colegii tăi și ce sfaturi au dat și ce discuții au avut în legătură cu ceea ce ai făcut tu acolo și te va ajuta mai bine să înțelegi cum scriu alții cod. De asemenea, te poți uita și tu prin code review-urile, nu neapărat ale tale, dar ale colegilor tăi care sunt făcute între ei, da? Și poți evalua și tu ceea ce se întâmplă acolo pentru a înțelege mai bine codul altora și pentru a înțelege mai bine cum gândesc alții în situații similare cu tine. Și evident, chestia asta va duce la o îmbunătățire foarte, foarte rapidă a skill-urilor tale tehnice. Da? Îți vei crește foarte rapid skill-ul tehnic pentru că, și aici o să-ți zic un secret, skill-ul tehnic o să ți-l îmbunătățești foarte mult, mai mult citind cod decât scriind cod. Deși e un pic contraintuitiv, noi, în general, software engineers sau software developers, stăm mai mult în cod citindu-l decât scriind, da? Și atunci, uitându-te peste codul altora și încercând să înțelegi ce se întâmplă acolo și citind discuțiile care sunt avute la nivel de code review, o să te ajute să evoluezi, da? Chiar dacă ție nu ți se pare pe moment că îți aduce vreun aport intelectual procesul ăsta, crede-mă, pe termen lung, pe măsură ce o să citești foarte, foarte multe code review-uri și o să citești foarte multe părăși și foarte multe comentarii și foarte multe ajustări din astea de cod și o să înțelegi tehnic vorbind de ce oamenii respectivi au ales să facă asta, o să evoluezi foarte, foarte mult. În general, chiar și tu când scrii cod, vei sta mai mult în cod citindu-l decât scriind.
Și atunci asta e un lucru foarte, foarte important de făcut dacă vrei să-ți evoluezi skill-urile într-un timp cât mai scurt. Așa că m-am hotărât și din partea mea să vă ajut pe cei care încercați să învățați să scrieți cod, să vă ajut făcându-vă code review. Așa că pentru asta am creat o nouă adresă de mail pe care o să pun și jos în descriere și o să o las și aici pe ecran, unde îmi puteți trimite link-uri cu proiecte de ale voastre, fie, nu știu, proiecte de portofoliu sau chiar link-uri către pagini noi pe care le-ați dezvoltat voi și putem să facem mai degrabă un review așa vizual, funcțional, dacă vreți, dacă nu vreți neapărat să facem un code review, dar îmi puteți trimite repozitorurile voastre și putem să ne uităm împreună, fac un video și vă explic părerile mele despre codul scris de către voi, acolo unde ar mai merge îmbunătățit, lucruri pe care le-ați făcut bine sau mai puțin bine și așa mai departe. De asemenea, eu voi analiza cu siguranță în mare parte codul din punct de vedere tehnic, nu funcțional, adică nu voi încerca să evaluez ce ați încercat să faceți acolo din punct de vedere business logic, pentru că înțelegerea mea despre chestia asta cu siguranță va fi limitată, numai în cazul în care, nu știu, proiectul este unul foarte, foarte ușor din punct de vedere logică sau din punct de vedere funcțional, m-ar fi un to-do app sau, nu știu, o chestie din asta foarte, foarte simplă. Pentru că nu voi avea timp să explorez toată aplicația și nu voi avea timp să înțeleg de la un cap la altul ce ați vrut să faceți acolo din punct de vedere funcțional, ci mai degrabă voi încerca să analizez în 99% din cazuri din punct de vedere tehnic, din punct de vedere readability, dacă totul este decuplat cum trebuie și așa mai departe. Dacă totul este decuplat cum trebuie, dacă aveți separation of concerns, chestii din astea foarte la îndemână de good practices când vine vorba de design. De asemenea, încercați să nu-mi trimiteți aplicații întregi, pentru că nu voi putea să fac review la 200 de clase și la, nu știu, aplicații foarte mari, API-uri foarte mari sau jocuri sau mai știu eu ce. Da, încercați să vă rezumați la lucruri mai micuțe, acolo unde voi sunteți nesiguri pe ceea ce ați făcut. Dacă sunt aplicații relativ mici, cu, nu știu, câteva clase, și voi încerca să mă uit, să înțeleg ce ați vrut să faceți acolo și să vă dau o părere din punct de vedere tehnic, cum aș aborda eu situația respectivă, cum aș modifica codul și așa mai departe. Dacă totul este în regulă, o să-mi ofer doar părerea, o să vă felicit și o să mergem mai departe. Dar dacă sunt lucruri de îmbunătățit, o să primiți feedback-ul meu și motivele pentru care fac ceea ce fac, pentru ca voi să puteți să vă îmbunătățiți skill-ul tehnic pe viitor și să scrieți un cod mai de calitate. Acum, ce vreau să te mai rog este să nu îmi trimiți teme pe care le-ai de făcut sau proiecte pentru facultate sau mai știu eu ce alte chestii pe care tu ai nevoie să îți fie făcute de la zero, pentru că nu voi face treaba asta. Nu voi scrie codul de la zero și nici nu voi face debug pe aplicațiile voastre. Adică dacă aveți un bug anume, n-aș sta să rezolv problemele astea, ci mai degrabă să vă ajut să înțelegeți ce ar trebui să faceți pentru a avea codul mai curat, mai decuplat, mai ușor de citit în principiu. Nu voi scrie aplicații de la zero, nu voi rezolva teme sau proiecte pentru facultate. Ca limbaje, aș avea rugămintea să vă rezumați la limbajele pe care le discutăm aici pe canal, fie Java, C#, JavaScript, TypeScript, chestii de genul ăsta, pentru că pe altfel de limbaje, cum ar fi C, C++, Python și așa mai departe, mi-ar fi mai greu să fac review, pentru că eu nu sunt programator de aceste limbaje, adică eu nu scriu cod de C++ sau C sau Python sau așa mai departe și mi-ar fi greu să înțeleg ce ați făcut voi acolo și cum aș fi putut să scriu eu mai bine ce ați scris voi. Așa că rugămintea mea este să vă rezumați la limbajele pe care le discutăm aici, sunt limbajele cu care eu mă simt confortabil, să pot să fac un code review pe care eu le folosesc destul de des, aproape în fiecare zi, cea mai mare parte din ele despre care vorbim aici, chiar dacă nu scriu chiar în fiecare zi cod în limbajele astea, interacționez foarte des cu ele și atunci mi-e confortabil să pot să fac un code review față de unele unde n-am scris niciodată nicio linie de cod și mi-ar fi extrem, extrem de greu să înțeleg ce ați vrut să faceți acolo și cu atât mai mult să dau sfaturi. Puteți să puneți codul într-un repozitoriu public și să-mi trimiteți link-ul, de asemenea puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre ce ar trebui să facă proiectul acolo în cazul în care, de exemplu, nu aveți un fișier de README în repozitoriul vostru, pentru că eu o să înțeleg din punct de vedere, să zicem, funcțional, ce vrea să fie aplicația respectivă sau dacă vreți să-mi dați și câteva detalii despre abordarea tehnică pe care ați avut-o. Asta pentru ca mie să-mi fie mai ușor să înțeleg cu ce am de-a face, da? Pe scurt. Nu-mi trimiteți codul în arhive prin WeTransfer sau prin site-uri dubioase, mai degrabă trimiteți-mi un link dintr-un repozitoriu de Git. Din nou, revin la ce am zis mai devreme, dacă nu ești încă familiar cu Git, dar ai scris deja cod în viața ta, mergi și urmărește cursul, nu are foarte mult, are în jur de între o oră și o oră jumate, nu mai știu exact. Nu este foarte lung, este destul de scurt și concis și conține foarte, foarte multe informații care o să te ajute să te pui pe picioare foarte, foarte rapid cu Git. Nu e foarte greu, mergi și urmărește cursul ăla și apoi trimitem linkul
proiectului tău dintr-un repository de GitHub, Azure DevOps, Bitbucket, ce vrei tu, nu este niciun fel de problemă atât timp cât am acces la repozitoriul respectiv. Așa cum am zis, voi îmi trimiteți codul, iar eu fac un video în care, dacă sunt mai multe proiecțiile mai mici, le voi cuprinde probabil în același video. Dacă nu, o să fac videouri separate, o să văd cum îmi organizez eu treaba, dar o să încerc să fac un video în care vă explic și vouă și explic și pentru ceilalți care s-ar putea uita și prinde lucruri din ceea ce eu explic pe codebase-ul vostru. Pentru că, așa cum spuneam, situațiile astea în care ești spectator la un code review te vor ajuta foarte, foarte mult pe tine să devii un developer mai bun. Da? Și consider că întreaga comunitate ar putea beneficia de pe urma chestii astea și toată lumea ar avea de învățat în momentul în care facem code review și discutăm pe baza proiectelor voastre direct. Și acum să menționez o chestie pe care probabil mulți dintre voi o așteptați de ceva timp. Abordarea asta cu mail-ul o să fie doar o chestie temporară, cel mai probabil, da? Eu o să creez acum o adresă de mail care o să fie absolut temporară, pentru că în viitorul apropiat o să deschidem un server de Discord unde puteți să vă puneți acolo link-urile și mă pot uita și eu, cât și alți oameni din comunitate, și vă poate face oricine care este un pic mai senior decât voi review, și așa toată lumea ar avea de câștigat și vom evolua, să zic, împreună mult mai bine toată lumea, toată comunitatea în felul ăsta. Așa că luați chestia asta cu adresa de mail ca o chestie temporară, o să vină în curând și serverul de Discord, încă mă mai joc un pic cu Discord să văd cum pot să mai aranjez lucrurile pe acolo, iar în momentul în care o să pornesc serverul, o să fac anunțul și atunci o să avem probabil acolo un canal dedicat pentru code reviews și păreri tehnice și sfaturi tehnice și chestii din astea, discuții efectiv pe bază de proiect. Așa că pentru moment o să las adresa asta de mail pe ecran, vă rog să-mi trimiteți acolo și o să discutăm pe baza proiectelor voastre. Dacă vă place chestia asta, nu uitați totuși să lăsați un like și să vă abonați pentru a fi la curent cu ce se mai întâmplă pe canal. Spor la coding și aștept mesajele voastre.